ziua și bine v-am regăsit! Ne aflăm în centrul vechi, de unde Damian ne va povesti ce vom vedea astăzi. Da, o să încercăm să acoperim cât mai mult din perimetrul actual al centrului vechi. Cred că vorbeam noi turele trecute că perimetrul centrului vechi a fost delimitat artificial în urma trasării bulevardelor care îl împrejmuiesc. Probabil că linia lui istorică cea mai veche este în partea de sud, spre Piața Unirii, adică aproape de cursul Dumoviței, deși și acela a fost modificat de-a lungul timpului. Aici este tăiat, la sfârșitul secolului al XIX-lea, prin trasarea bulevardului Colțea, la vremea aceea Brătianu, în prezent. În spate este tăiat încă mai devreme, la jumătatea secolului XIX, prin trasarea bulevardului Elisabeta. Și prima limită este cea din partea vestică, prin Calea Victoriei, care la fel segmentează centrul vechi original, ne fi gândit nici de cum ca un soi de patrulater, cum îl vedem noi astăzi. El s-a dezvoltat așa cum s-a nimerit la vremea respectivă, prin întinderea curții domnești și a cartierelor de comercianți, respectiv a târgurilor împrejurul lui, și nu ținea nici de cum de o formă planificată. Lucrul ăsta este evident produsul modernității. O să vedem că multe dintre străzi încă ne aduc aminte despre profesiile celor care au locuit aici și despre ocupațiile pe care le desfășurau, însă fiind zona cu cea mai îndelungată locuire continuă din București, cel puțin atâta cât avem dovezi arheologice, e normal că istoria lui se suprapune pe mai multe straturi și au avut loc și numeroase schimbări de-a lungul timpului. Așa, am început cu un monument astăzi, un monument care e cumva caracteristic pentru toate schimbările pe care le-a suferit centrul vechi, și este vorba de statuia Lupei Capitoline. Lupa Capitolina, la origine, o statuie cel mai probabil etruscă, descoperită de romani în orașul Veii, sau luată de romani din orașul Veii. Cert este că în perioada Imperiului Roman era deja antichitate. Era deja antichitate, se pierde în perioada invaziilor barbare și este refăcută în Roma, în perioada Renașterii, când este marele gust pentru redescoperirea artei antice. Statuia la care ne uităm noi este evident o copie a acestei Lupe Capitoline, care este adusă la București în anul 1906 de către Contele di San Martino, viceprimarul Romei la vremea respectivă. Este adusă exact cum scrie pe ea darul Romei către locuitorii orașului București, cu prilejul sărbătoririi jubileului de 40 de ani de domnie ai regelui Carol I, jubileu care a fost organizat majoritar în actualul parc Carol din capitală, amenajat cu această ocazie. Și tot acolo se găsește și primul loc unde a fost amplasată statuia între 1906 și 1908, respectiv arenele romane, că ea și-a lăsat numele unor locuri din București pe unde s-a plimbat, chit că ea nu se mai găsește acolo. În 1908 a venit într-adevăr aici, în Piața Sfântul Gheorghe sau Piața Romei, cum mi se mai spunea la vremea, că, repet, își plimbă denumirea prin oraș, și a rămas până în 31. În 31 cineva dintre edilii bucureșteni a avut ideea, nu neapărat inspirată, să o pună sus pe dealul Mitropoliei, în fața Bisericii Catedrale, ca să le enerveze pe Patriarhul Miron Cristea, care spunea că stă cățeaua asta cu fundul la biserică, pentru că era orientată exact așa cum ne uităm noi, înspre Piața Unirii. După aceea, odată cu venirea la puterea comuniștilor prin anii 60, mi se pare, a fost mutată în zona Pieței Dorobanți de astăzi, într-un scoar destul de ferit, așa, pentru că amintea iarăși de infama epoca regalității. Și se pare că în perioada cât a stat pe acolo, cei doi gemeni care îi înfățișează pe frații Romulus și Remus, fondatorii legendari ai Romei, care rămași fără mamă au fost alăptați de o lupoaică, cei doi gemeni, cum spuneau, se pare că s-au plictisit și au plecat. Deci cei la care ne uităm noi sunt o copie la copie, dacă nu cumva sunt copie la copie la copie, potrivit mărturiei unei doamne arhitect. Și în cele din urmă, în 1997, după reinstaurarea democrației, a fost amplasată într-un alt loc care i-a păstrat numele, respectiv Piața Romană, unde majoritatea am și prins-o până în 2010. Iarăși ironia sorții, să zicem așa. Piața Romană acum nu are statuia, dar se numește așa. S-ar fi numit Piața Catargiu, pentru că acolo era statuia lui Lascăr Catargiu până în perioada comunistă. Acum Catargiu s-a mutat pe bulevard, după aceea s-a mutat aici și Piața Romană e goală. Da, astea sunt, să zicem așa, drumurile istoriei.
vedem și inscripția caracteristică a Imperiului Roman, respectiv SPQR, care înseamnă Senatus Populusque Romanum, adică Senatul și poporul roman, era deviza vechii republici romane, care se găsea, de exemplu, pe stindardele tuturor legiunilor care luptau la granița Imperiului și care amintea cine deține în mod teoretic, cel puțin, puterea la Roma. În spate, exact pe fundalul imaginii, să spunem așa, vedem păstrată încă firma, deși nu știu cât mai corespunde cu specificul activității, a vechiului magazin București. Magazinul, bineînțeles, zona are un istoric comercial mult mai îndelungat, dar nu știm ce a fost aici mai înainte de începutul secolului 20, când aici se înființează magazinul exact cu același nume, de către un întreprinzător, unul dintre marii comercianței Bucureștiului din perioada ante și interbelică, pe numele lui Bucur Bunescu. Bucur Bunescu, un fecior de ciobanți, hai să spunem de comerciant de oi, rămas orfan de tată la 11 ani și nevoit să vină în București să-și crească un viitor, dovedește asemenea abilități comerciale, încât cu timpul se asociază cu un negustor mai în vârstă decât el, cu un anume Pop, și împreună cu acesta ridică magazinul Pop Bunescu. Pop Bunescu, unul dintre magazinele, da, unul dintre magazinele de frunte ale capitalei la vremea respectivă. Am zis că așa se numea de la început, nu? Greșeală. Se chema Pop Bunescu. Unul din magazinele de frunte ale Bucureștiului în perioada interbelică era magazinul Doamnelor Elegante și era cumva amplasat la fix pentru că dubla Victoriei, dar partea următoare. A fost evident naționalizat de către comuniști care l-au înștiințat pur și simplu în 1948 că magazinul, el a menținut numele de Pop Bunescu, deși asociatul lui murise, avea vreo 70 ceva de ani deja la momentul naționalizării și s-a trezit că, deși nu mai era proprietar, încă a mai trebuit să plătească impozit pe clădire vreo câțiva ani. În cele din urmă a rămas, au fost dat afară și cu familia de locuința de pe Bulevardul Kiselev. A ajuns să trăiască niște condiții destul de grele, pentru că la sfârșitul perioadei de dictatura lui Dej, în 62, mi se pare, când era deja octogenar, să îi se trimite o cerere să devină consultant pe domeniul comercial pentru guvern și el se pare că ar fi răspuns numai că asta e curată neobrăzare. Mi-au luat tot și acum vor să lucrez pentru ei și a refuzat. A murit 3 ani mai târziu. Din câte știu, magazinul a fost retrocedat moștenitorilor lui după anii 2000, dar vândut la scurtă vreme și reamenajat în prezent, nu știu, în afară de terasa aflată la ultimul etaj, ce funcționează propriu-zis în incinta lui. Așa mi se pare și mie, sincer. E păcat pentru că și astăzi are vad comercial din plin și ar putea să fie frecventat, dar nu ține de noi, din păcate, să decidem lucrul ăsta. Fără să ne deplasăm, pur și simplu să observăm linia de blocuri care coboară înspre Piața Unirii și să ne imaginăm că până în 1978 aici erau, cred că, vreo 8, dacă nu mai multe, case de mici negustori dintre acestea cu prăvălia la parter și cu locuința propriu-zisă la etaj. Fuseseră restaurate exemplar de către membrii Proiect București, colegiul de arhitecți și de ingineri care se ocupa la vremea aceea cu întreținerea Bucureștiului. Părea că nu stau în calea niciunui fel de proiect de demolări, însă la 1978 un ordin inexplicabil venit de la conducere, de la Nicolae Ceaușescu, a cerut demolarea integrală a acestora și ridicarea blocului pe care îl vedem în prezent. A fost o crimă arhitectonică. Cu prilejul a dispărut și unul dintre cele mai veche magazine de instrumente și de maculatură muzicală din București, magazinul Doremi, înființat de un evreu pe la sfârșitul secolului al XIX-lea, cu o arhitectură splendidă în stil baroc, care alcătuia o priveliște superbă de pe bulevard. Dar asta este, n-ai cum să întorci istoria, din păcate, dar măcar să știm că au fost aici. Acum, până să intrăm în centru vechi, putem să aruncăm o privire și asupra ceea ce vedem vis-a-vis. Deci, cum spuneam, dacă am fi fost în secolul XIX, n-am fi avut niciun fel de problemă să traversăm altfel foarte îngusta uliță care ținea loc de bulevard și să ajungem la una dintre cele mai de seamă ctitorii brâncovenești din București. De asta avem și statuia lui Brâncoveanu tronând în față, mi se pare că Oscar Han e cel care a realizat-o.
Este vorba de Biserica Sfântul Gheorghe Nou. Nu Brâncoveanu este primul ctitor, așa cum am tot spus în București, ea stă pe ruinele unei biserici mai vechi, dar prima biserică mai însemnată este ridicată în timpul domniei lui Antonie Vodă din Popești, deci în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, de către primul grec care a purtat demnitatea de mare dragoman în Imperiul Otoman, Panaiotache Nicusios l-a chemat. Grecii treptat s-au făcut foarte util, grecii fanarioți constantinopolitani s-au făcut foarte util turcilor în Constantinopol și au început să fie folosiți ca tălmaci, ca interpreți pentru intermedierea afacerilor de politică externă. Treptat căpătând mai multă putere, au reușit să obțină înființarea postului ăsta de mare dragoman, care e oarecum echivalentul postului de ministru de externe astăzi. Și drept urmare avea o influență considerabilă în Imperiul Otoman, ei păstrând o idee bizantină și folosindu-se adesea de sprijinul domnitorilor din țările române pentru a menține identitatea lor de popor creștin ortodox. Una dintre practici era, cum cred că mai spuneam în tururile trecute, construirea de biserici, de lăcașuri de cult, de mănăstiri, care erau închinate unor locașuri similare, dar aflate în cuprinsul Imperiului Otoman, ca în felul ăsta să le întrețină din veniturile pe care le produceau. Aici Panaiotache Nicusios se apucă de lucru la a doua jumătate a secolului al XVII-lea. Ispravnic, adică cumva responsabil cu materialele, este nimeni altul decât viitorul domn Șerban Cantacuzino, care se pare că îi mai plăcea și un bănuț făcut mai ilicit, așa, și drept urmare îi ciordește un pic din materiale. Așa că se trezește dragomanul că n-a apucat să termine construcția bisericii, că nu i-au ajuns materialele, face cerere către domn să-i suplimenteze, îi se suplimentează și reușește în cele din urmă să termine biserica, dar nu așa cum arată ea astăzi, deci asta având și anumite probleme legate de statutul lui și treaba asta cu furtul materialelor, face biserica să nu fie la dimensiunile sperate și drept urmare, aproape de 1700, Patriarhul Hrisan Notara al Ierusalimului, căreia i-a fost închinată biserica ulterior, deci este biserica închinată Patriarhiei de Ierusalim și Sfântului Mormânt, îl roagă pe Constantin Brâncoveanu, că de asta îi vedem statuia până astăzi, să mărească această ctitorie și să o înconjoare cu un han. Deci, exact ca în cazul Bisericii Crețulescu, dacă ne-am fi uitat peste drum în 1820-30, n-am fi văzut biserica, chiar să și spune că avea un zid exterior foarte înalt hanul, pentru că fusese ridicat în perioada când pericolul turc și tătar încă era activ și atunci trebuia să servească de cetate și o să vedem când mergem mai jos în centru vechi ce înseamnă exact hanul ăsta în formă de cetate. Brâncoveanu face ctitoria în forma ei, să zicem, finală. Aici activează unii dintre cei mai renumiți pietrari, cum ar fi Vucașin în Caragea din timpul domniei sale și pictura este făcută de cel mai reprezentativ zugrav din perioada sa, Pârvu Mutu, cel care a fost canonizat de curând de Biserica Ortodoxă Română. Așadar, e o capodoperă a stilului brâncovenesc, probabil cea mai importantă ctitoria lui Brâncoveanu din capitală. Și își păstrează statutul ăsta de biserică domnească în vreme de mai multe sute de ani. Ceea ce multă lume n-a știut până la începutul secolului 20 este că tot aici doamna Maria Brâncoveanu a ascuns în jurul anului 1720 și mâna, nu, dar osemintele soțului și ale fiilor ei, pe care cei din Constantinopol, prieteni ai lui Brâncoveanu, le-au adăpostit pe insula Halki, pe insula din Marea de Marmara, până când s-au calmat apele, să spunem, la Constantinopol, după care au fost aduse aici, dar totuși în secret, ca să nu fie profanate de către turci, locul fiind însemnat numai cu o candelă de argint lăsată de doamna la mormânt, care spunea că aici sunt oasele domnului Constantin Brâncoveanu. Ele au fost descoperite ca atare, după o cercetare intensă în arhive, de către cercetătorul Virgil Drăghiceanu. Ulterior, ideea a fost susținută și de Iorga și la momentul când au fost scoase din mormânt oasele, s-a descoperit că corpurile aveau vertebrele secționate în zona gâtului, deci a fost o dovadă în plus că este vorba de oasele domnitorului Constantin Brâncoveanu și a celor patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, cei care au fost canonizați tot așa după 90 de către Biserica Ortodoxă Română. Pictura ulterioară a bisericii este realizată de Gheorghe Tatarescu, de unul dintre cei mai celebri pictori
din perioada noastră neoclasică, iar hanul în sine a fost demolat în secolul XIX, deoarece chiar devenise periculos la un moment dat să se surpe zidurile peste prăvăliile care se pare că se înșiraseră jur împrejurul hanului în afară. La un moment dat chiar există relatarea unui negustor, se pare, care avea prăvălia în afara hanului. La cutremurul din 1838, dacă nu mă înșel, secolul XIX e marcat de două mari cutremure, în 1802 și în 1838. Cel din 1802 se pare că a fost cel mai mare cutremur din istoria consemnată a României, în momentul când s-a crăpat pământul și a ieșit apa afară. Ăsta e cel mai probabil relatarea de la 1838, când un băiat de prăvălie, să zicem, stai să vedem pe unde vrea să ia domnul, stă lângă hanul bisericii Gheorghe Nou și la un moment dat pornește să se miște pământul și zice: vedeam o doamnă trecând cu sania prin față și a căzut zidul și n-am mai văzut-o. Asta e, da, relatarea unui a scăpat așa ca prin urechile acului, să zicem, de catastrofa care a fost reprezentată cu tremurul de la 1838. O mare distrugere o suferă biserica din cauza unei alte calamități, de data asta de mână omenească, respectiv cel mai mare incendiu din istoria Bucureștiului, Marele Foc de la 1847, care a pornit chiar din centru vechi. O să ajungem și o să vedem de unde se presupune că a fost punctul zero, dar care s-a extins mult înspre Răsărit, distrugând inclusiv biserica. Există chiar o gravură de la anul acela care înfățișează exact biserica Sfântul Gheorghe Nou arzând. A fost refăcută ulterior și cam asta îi dă forma ei actuală. Tot în incinta aici, din păcate, foarte puțin pus în valoare din punct de vedere turistic, se află și monumentul kilometrului zero. Există destule impresii că el ar fi la universitate. Nu e acolo. Aici se găsește, în curtea bisericii Sfântul Gheorghe Nou. Este o opera arhitectului Horia Creangă, nepotul lui Ion Creangă și a unui alt arhitect, mi se pare că Șerban Niculescu, dar sper să nu-i încurc numele. A fost realizat în perioada interbelică și este monumentul care n-a fost niciodată inaugurat propriu-zis. Are un cadran, o roza vânturilor, pe care sunt scrise numele provinciilor istorice românești ale României mari, deci și Bucovina, și Basarabia, și menționate mai multe orașe, orașe românești, de care unele nu se mai găsesc astăzi în componența țării, cum ar fi Chișinău, Tighina sau Silistra și Balcicu, din vechiul cadrilater. Și are de asemenea amplasate semnele zodiacului, sculptura în bronz fiind realizată de un alt sculptor rafinat al Bucureștiului din interbelic, de Constantin Baraschi. Monumentul a fost literalmente îngropat de comuniști în 1952, tocmai pentru că amintea de România Mare, ceea ce nu prea era comod pentru marele prieten de la Răsărit, Uniunea Sovietică, și a fost redezvelit în anii 90, dar din păcate, așa cum am spus, amplasarea lui între niște copăcei pe acolo și cumva aproape de linia tramvaiului îl face quasi necunoscut până în prezent. Este totuși punctul zero, de unde pleacă delimitarea topografică a Bucureștiului. Ar fi bine să fie mai cunoscut. Și știam că în biserică mai este adăpostit și mâna lui, ca un cadou, mâna Sfântului Nicolae. Da, e o danie primită de către Biserica Sfântul Gheorghe Nou, dar uite, nu știu să spun acum când a fost primită. Și acum intrăm. Stai că intrăm și uitam de biserica cealaltă. Asta din dreapta. Da, Biserica Bărăția. Ăsta este primul locaș romano-catolic din București. Deși noi cu romano-catolici avem o relație destul de îndelungată, mă refer noi românii, pentru că ei au făcut misiune în teritoriile românești, încă din perioada Evului Mediu. Avem, de exemplu, la începutul secolului XIII, o episcopie a cumanilor undeva în regiunea Milcovului de astăzi. Episcopie care, nu o să spun nici din fericire, nici din nefericire, asta a fost cursul istoriei, a fost distrusă de Marea Invazie Tătărască de la 1241, pentru că altfel, cel mai probabil, dacă își continua activitatea, noi am fi fost astăzi romano-catolici. Sau cel puțin așa putem presupune. Și de pe urma activității misionare a acestei episcopie, catolicii care au rămas în regiunea asta, aia sunt actualii ceangăi din zona de sud a Moldovei. În ceea ce privește zona valahă, domnitorul Nicolae Alexandru este cunoscut că a avut simpatii romano-catolice. Se presupune că au mai existat câteva convertiri, să zicem, de domni în perioada ulterioară.
În București, catolicii n-au pătruns în număr foarte mare, mai ales că țările române, devenind supuse Imperiului Otoman, nu aveai voie să faci prozelitism în teritoriile supuse sultanului. Însă cei care au ajuns, se pare că au ajuns în ordin călugăresc, că de acolo vine numele bisericii, cel mai probabil, din cuvântul slavon brat, care înseamnă frate, pentru că ăștia erau organizați în asemenea grupuri și se adresau unul altuia cu titlul de frate. Altă variantă spune că numele ar fi provenit împotrivă din turcescul berat, berat fiind documentul pe care îl emitea sultanul ca autorizație pentru a putea ridica un astfel de edificiu. Biserici ortodoxe se puteau ridica fără niciun fel de permis din partea sultanului, dar asta fiind de altă confesiune, turcii exact așa făceau de partajarea între papistași și ortodoxi. Aici a fost nevoie de aprobarea lui. Se pare că ispravnic a fost același Șerban Cantacuzino, care a făcut exact aceeași mișcare ca la Biserica Sfântul Gheorghe Nou și a șutit din materiale, dar au reușit în cele din urmă să-i termine construcția. Aici Șerban Cantacuzino avea și justificarea că nu îi lasă pe schismatici să-și facă biserică. Au reușit în cele din urmă să o construiască. Am întâlnit o legendă istorică care se pare că n-a fost totuși atât de adevărată, că în secolul al XVIII-lea, ca să-și rotunjească veniturile, călugării ar fi deschis o cârciumă fix lângă altarul bisericii, astfel încât nu era foarte clar unde te duci sau de unde vii în perioada aia, și lumea se plângea că asta e cârciumă ori biserică. Am găsit și păreri care infirmă teoria asta. Există o acoarelă de prețios, în schimb, din prima jumătate a secolului al XIX-lea, care arată aspectul bisericii Bărăția și al zonei împrejmuitoare, unde vedem că era o afacere înfloritoare de pietre funerare. Erau pietre de mormânt înșirate pentru vânzare în prejurul bisericii de la Bărăția. Ea își menține în mare parte aspectul ei original. Vedem un turn cu influențe gotice, deci cu influențe cumva străine de arhitectura caracteristică spațiului românesc, și este până astăzi locașul romano-catolic cel mai vechi din București. Acum centru Bisericii Romano-Catolice, Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București, se găsește la Sfântul Iosif, pe strada Bertlo. Și să intrăm în cele din urmă în perimetrul centrului vechi, mergem pe strada centrală, pe principala venă, să spunem, a centrului, respectiv strada Lipscani. Știi de unde vine numele? Nu, în momentul ăsta nu, dar știu că are, cred că are legătură cu negustorii care... Da, dar de data asta vorbim de un toponim. Lipsca, în româna veche, era Leipzig. Era orașul din Germania de astăzi, pentru că una dintre cele mai înfloritoare ramuri ale comerțului bucureștean la vremea aceea era comerțul cu spațiul Europei Centrale, de unde se aduceau fel de fel de produse de lux, mobilier, tacâmuri, lucrări de orfevrărie și altele. Și însă și activitatea așa se numea, lipscănie, adică mersul până în Germania, până în spațiul germanic la vremea aceea, că era Sfântul Imperiu Roman de națiune germană pe teritoriile alea, și venitul cu marfă de acolo, cred că vorbeam data trecută pe la Casa Capșa de așa numitul taxid de negustorii care își făceau testamentul și se împărtășeau înainte să plece în astfel de expediții comerciale. E bine, asta era strada pe care o ocupau acești negustori cu prăvăliile lor. Este o stradă cu anumite particularități din București, de exemplu a fost între primele străzi declarate pietonale și rămase ca atare până astăzi. Totodată este una dintre primele străzi unde s-au dat reguli privitor la aliniamentul fațadelor și la înălțimea pe care o să aibă clădirea, pentru că a fost una dintre primele străzi aglomerate ale Bucureștiului, dat fiind că dacă în restul orașului era spațiu berechet și la un moment dat chiar se dau niște legi care limitează dezvoltarea capitalei, fiindcă oricare dintre noi locuitori își făceau niște case cu niște grădini interminabile, orașul ajunsese să aibă un perimetru imens pe o populație destul de restrânsă. Adică aveam, la un moment dat, către secolul 20, la sfârșit de secolul 19, aveam suprafața Parisului, dar numai o zecime din populația Parisului. Deci era foarte greu să te descurci prin oraș. Ei, în schimb, ăsta e unul din primele locuri aglomerate ale Bucureștiului, că aici e vad comercial și spațiul costă foarte scump, spre deosebire de restul orașului, și atunci și arhitectura caselor e un pic diferită, un pic mai mult diferită față de cea din restul orașului, sau era cel puțin diferită. Aici ne uităm la ceea ce a rămas probabil, dar bine, într-o formă mult, mult modificată. Cred că se păstrează numai temeliile de la vechiul Han Gabroveni. Hanul care ar fi făcut trecerea către strada Gabroveni, un alt toponim, de data asta venind de la localitatea Gabrovo, din Bulgaria de astăzi.
în localitatea Gabrovo se fabricau un soi de postav de țesătură din asta foarte groasă, folosită de regulă la perne, la, la pături, la macaturi, la astfel de țesături. Și comercianții care se ocupau cu aducerea lor de acolo, exact așa au dat numele străzii de Gabroveni. Ăsta era un han cu populația, să spunem, majoritar bulgărească, deși se pare că și turcii trăgeau pe aici. Centrul vechi fiind vreme de 100 de ani, cred că și astăzi mai este, dar din alte motive, zona cea mai cosmopolită a Bucureștiului. Tocmai pentru că se reuneau aici negustorii din întregul spațiu balcanic, fiind o zonă mai profitabilă decât târgurile aflate direct sub stăpânirea sultanului. Și e un fapt istoric confirmat ăsta, că până în secolul 20, nu mai știu care e situația astăzi, în spațiul peninsulei balcanice, Bucureștiul este al doilea oraș ca mărime după Constantinopol, după Istanbul. Așadar, să spunem că vorbim de probabil principala axă comercială din peninsula balcanică, între Istanbul și București, mai ales că vreme de câteva sute de ani bune, țările române au fost capanul, adică cămara curții sultanilor și a întregului Constantinopol. Aici aveam, din păcate, niște negustori turci nu foarte prietenoși, numiți capanlâi, cei care veneau să aprovizioneze curtea imperială și care practicau niște prețuri preferențiale, adică practic spuneau ei cât costă produsul pe care voiau să-l cumpere. În partea dreaptă avem probabil clădirea cea mai bine păstrată a unui han bucureștean de altă dată. El datează din 1833 și se pare că și-a schimbat foarte puțin aspectul. Este renumitul Han Cutei. Hanul Cutei, care asigură la fel trecerea între două străzi, putem să vedem curtea lui interioară. În momentul ăsta am un lapsus cum se cheamă strada de dincolo, dar o să-mi aduc aminte imediat, cred că Blănari. Așa, și putem să vedem sus la intrare că încă își păstrează, să zicem, blazonul cu anul fundării și cu inițialele, acel puțin doi dintre proprietari, dacă reușesc eu să descifrez, unul ar trebui să fie Atanasie Hagi, altul Grigore Polizu și ar mai fi un al treilea asociat. Am scapă numele lui acum, atenție să nu lovim semnul ăsta publicitar. Și putem să vedem cum sunt dispuse prăvăliile de-a lungul curții interioare, de-a stânga și de-a dreapta. În mod normal ar trebui să fie 14 pe stânga, 14 pe dreapta, potrivit proiectului inițial. Nu știu câte mai sunt acum. E în principiu dedicat în prezent magazinelor de artă, magazinelor care au recuzite pentru pictură și arte frumoase. Cred că mai există și câteva consignații, cu siguranță la etaj încă funcționează o consignație de mobilă veche. E considerat hanul care și-a păstrat cel mai bine forma lui originală. Bun, putem să vedem că are deja influențe occidentale, dacă ne uităm la arhitectura exterioară, la ceva cariatide care apar pe la ferestre, tot așa, încadramentele ferestrelor și suporții pentru balcoane, vădesc o influență occidentală, dar forma de han, de fundaco, de fapt, că ea o asociem Orientului, dar se pare că inspirația e italienească la origini, italienii având la rândul lor colonii comerciale în Constantinopol. Deci e posibil să vină de la Constantinopol, dar să fie de inspirație italiană. Centrul vechi abunda în perioada medievală în asemenea construcții care aveau un dublu rol. Deci, pe de-o parte, rolul evident de spațiu de desfășurare a activităților comerciale, dar pe de altă parte și incintă fortificată. Ăsta deja nu mai respectă o asemenea trăsătură, pentru că se vede porțile nu erau chiar ușor de închis, dar altele mai vechi, în momentul în care se închideau ușile făcute din lemn de stejar masiv și cel mai probabil bătute cu bare de fier, deveneau veritabile cetăți. Automat n-ar fi avut ferestre în partea exterioară, că nu era o treabă foarte deșteaptă să închizi poarta și să intre la pe geam. Și în felul ăsta se puteau apăra de pe crenelul rezidurilor față de cel mai probabil invazii tătărăști. Pentru că până pe la 1750, Bucureștiul a fost la cheremul trupelor hanilor tătari din Crimea, respectiv a tătarilor nohai așezați în zona Bugeacului. E un lucru de care noi astăzi am uitat în mare parte, că au dispărut de ceva timp, cel puțin ca pericol din istorie. Avem o minoritate turcotătară până astăzi cu centrul în Dobrogea. Dar mai păstrând, de exemplu, expresia hocă nu te iau cu arcanul. A luat cu arcanul, exact asta făceau tătarii, te prindeau cu lasoul ăla, era un băț cu un capăt de sfoară, te prindeau cu ăla și te duceau unde știau ei.
sau, bineînțeles, bande turcești, celebra teroare, dar despre care o să vorbim la Curtea Veche, că acolo are legătură, cu pasvangii, cu soldații lui Osman Pasvantoglu, un pașă renegat de la Vidin, care și-a întreținut, așa zisul stat, prin, în mare parte prin prădarea țărilor române. E, cam asta îndeplinau hanurile în perioada de cam până la 1850. Asta este considerat printre ultimele construite, pentru că la scurtă vreme după aia hanul expiră ca model economic, se trece la formatul de magazin universal sau de galerie comercială. Nu mai era nevoie să modificaseră și condițiile de făcut comerț, nu mai aveau nevoie negustorii să ocupe spații atât de ample pentru a-și desface unii. Înțeleg, mă, dacă n-ai nevoie să locuiești cu marfa ta, poți să stai în altă parte în oraș, într-o zonă rezidențială mai degajată ca aspect și aici să ai numai prăvălie, adică aici numai să-ți desfășori activitatea, nu mai era cazul să se doarmă lângă marfă ca să nu fii prădat. Totodată nu mai aveai nevoie de o incintă fortificată, așa că treptat vechile hanuri sunt demolate și mai lasă doar amintirea în anumite locuri. Deci, cum spuneam, hanul Gabroveni se mai găsesc dedesubt. Mi se pare că este Arcub aici. Au făcut o treabă bună cine s-a ocupat de restaurare pentru că a acoperit cu sticlă vechile temelii și în felul ăsta ele sunt perfect vizibile și poți să le observi cu ușurință. Dar ăsta e considerat hanul cel mai bine conservat până în prezent. Clădirea asta de vis-a-vis, asta recent renovată, momentan de închiriat, a fost la origini unul dintre magazinele familiei Asan, celebra familie de industriași. Gheorghe Asan, fondatorul morii lui Asan și după aia afacere dezvoltată de soție, de Ana Asan și cei doi fii, George și Bazil Asan, ei, având un concern industrial la propriu cu fabrici de vopseluri, de uleiuri și de alte produse. Moara, da, pe strada vaporului Asan, așa se numește, pentru că clădirea are aspect de vapor, e foarte mare înainte, dacă erai mai dezvoltat pe lățime, ți se spunea că ești mare cât moara lui Asan. Mare, da, da, da. Dar nu s-au dat în lături și, de fapt, așa pleacă, drept comercianți. Iar ăsta era magazinul pe care și îl aveau ei deschis în spațiul centrului vechi. De altfel, se pare că Ana Asan ar fi avut oareșce proprietăți în partea opusă a centrului vechi, respectiv cam prin zona unde se găsește astăzi Muzeul Național de Istorie României. Putem să vedem în partea stângă, de exemplu, că iară e un zid mai vechi de clădire care a fost inclus în clădirea nouă. Centrul vechi e unul din puținele locuri din București unde este vizibil, vizibilă stratificarea asta a edificiilor istorice. E un fapt, pe cât e de înțeles, pe atât e de regretabil. Pentru că de multe ori noi locatari sau noi proprietari construiau folosind materiale din mai vechea structură preexistentă. Și în cazul ăsta s-au pierdut cu siguranță un număr impresionant de clădiri care ar fi fost altfel clădiri istorice, clădiri de patrimoniu. Nu neapărat prin valoarea arhitecturală unei dintre ele, putem să vedem aici, de exemplu, un caz clasic de valorificare la maxim al spațiului comercial. Fațada clădirii este, cred că are 2 metri și vedem că asta, parterul era rezervat prăvăliei propriu-zise, în timp ce etajul mai restrâns era rezervat spațiului de locuit. De multe ori, clădirile astea optau pentru o soluție arhitectonică ca să-și mărească spațiul, cel puțin cel de depozitare, aveau formă de L. O latură a L-ului atingea strada și în spate, având un pic mai mult spațiu, erau întinse, dar paralel cu strada comercială principală, ca în felul acesta să poată să folosească cât mai eficient locul respectiv. Totodată, din câte informații am adunat eu, Lipscaniu este până în prezent și e de ceva vreme în situația asta singura stradă care nu are locatari, propriu zis. Adică de când dispare moda vechilor negustori, nu locuiește nimeni aici, că nu prea e profitabil să locuiești într-o zonă care poate să fie valorificată mult mai bine altfel decât ca să îți ai da propria reședință. Tot așa, în ceea ce privește vechea arhitectură și vechile clădiri, e de reținut faptul că cea mai veche parte arhitectonică a centrului vechi este sub noi. Undeva în zona asta, știu că am avut ocazia să intru, cred că înainte de momentul colectiv, când încă se permitea așa ceva, sper din toată inima că nu se mai permite, într-o pivniță de veche casă. Periculos, deci că
negustorească. Eu sper să nu se mai permită, pentru că accesul în pivniță era un tunel prin care abia intram eu. Iar jos încăpeau vreo 100 de persoane. Ceea ce în cazul... Exact. În cazul vreunui incendiu, numai bine, în caz de cutremur, sănătate și un praz verde, ești la subsol, acolo rămâi. Dar ar fi un pericol de neimaginat și exact conform expresiei murim ca șoarecii dacă ești prins acolo. Asta sper să nu se mai permită. În schimb, ar fi foarte interesant de amenajat un asemenea spațiu pentru vizitare, ca să se vadă ceea ce s-a păstrat din vechime. Problema mare a Bucureștiului în ansamblu său, cel puțin zona asta apropiată de Dâmbovița, este că e foarte greu să-ți faci pivniță, pentru că pânza de apă freatică e foarte sus. Păstorul Teodoreanu deplângea faptul ăsta că în București nu-i loc să-ți depozitezi vinurile, pentru că te trezești la un moment dat că îți plătește butoiul în pivniță și atunci, mai ales pentru negustori care aveau nevoie să-și depoziteze marfa, o pivniță era probabil elementul cel mai valoros al întregii case și se găsește niște contracte de vânzare-cumpărare în astfel de case unde pivnița este trecută întâi, adică vinde casă cu pivniță, cu beșe, ce era un mare avantaj comercial, că evident era mai răcoare, putea să se păstreze în condiții mai bune, mai ales marfa perisabilă, și câștigai un spațiu, bineînțeles, care îți lăsa mai mult loc de desfășurare în prăvălie. Aici, zona asta, se vede că, e, cel puțin în partea dreaptă, este o arhitectură de influență interbelică. Aici existau numeroase case de raport în perioada respectivă, însă istoriile lor sunt foarte greu de descălcit și este mai degrabă o treabă de arhivă. Nici eu n-am reușit momentan să ajung în cercetări așa detaliate, pentru că sunt ridicate în mare parte de antreprenori particulari și se păstrează istoria mai mult arhivată, nefiind vorba, când avem pe Calea Victoriei, de exemplu, de proprietari celebri sau de case cu o istorie din asta mai nu mai fantastică, dar cum să zici, mai romanțioasă, care în felul ăsta să fie trecute în marile culegeri de texte despre istoria Bucureștiului sau în istorie și în memorii. Da? Să observ, atenție la stâlp. Așa. Se observă o alternanță de stiluri, deci dacă în partea dreaptă este interbelic, deși mai are câteva elemente neoclasice și mai simpliste, e, în schimb, în tronsonul 2, să zicem, al străzii Lipscani, intrăm într-o zonă care respiră încă aerul domniei lui Carol I, pentru că pe stânga, cum mergem noi, avem Palatul Pinacotecii, continuat cu Palatul Dacia, este ridicat... din câte știu eu, la sfârșitul secolului XIX și se vede un stil neoclasic pur, cu busturi, cu capiteluri corintice, cu statuete mitologice pe flancuri. Și în dreapta avem clădirea veche a Băncii Naționale, acum să le luăm pe rând. Palatul Pinacotecii din partea stângă, am înțeles că o să fie redat scopului inițial cât de curând, ceea ce este o veste mai mult decât îmbucurătoare. Și care se continuă cu Palatul Societății de Asigurări Dacia, unde a lucrat și poetul Mihai Eminescu, este ridicat pe un alt han istoric al Bucureștiului, respectiv Hanul Grecilor. Aici a fost până în prima jumătate a secolului al XIX, era un ansamblu comercial exact pe structura asta de fundaco, deci un patrulater cel mai probabil, cu ziduri destul de tari, ridicat de un anume Gheorma Banu. Gheorma Banu este o personalitate istorică, l-avem atestat clar, cel mai probabil a fost ucis de răscoala seimenilor din București. Seimenii erau mercenari majoritar de origine sârbă, care au slujit în trupele lui Matei Basarab, dar care ulterior s-au răsculat. Este celebra răscoală în care moare și tatăl lui Constantin Brâncoveanu, papa Brâncoveanu, care avea mai de mult cruce la poalele mitropoliei. Se pare că și acest Gheorma Banu este ucis de o astfel de răscoală a seimenilor. El era cel care ridicase hanul pe locul acesta. Altfel, doamna Doina Ruști îi prezintă o istorie romanțată, dar știu că dumneai de regulă are o documentare bună în spate și spune că ar fi fost un soi de negustor de sclavi. Că lucrul ăsta se practica în continuare în Imperiul Otoman și de fapt ăsta era principalul scop al tătarilor când veneau pe aici să facă rost de robi pe care îi comercializau după aia în Orient. Și Gheorma Banu, îmbogățit, să zicem, din comerțul ăsta cu sclavi, ridică hanul grecilor, dar în incinta hanului face și o biserică. Biserica Hanul Grecilor sau Gheorma Banu, purtând denumirea ctitorului ei, care la fel este demolată
deodată cu Hanu până în 1850, se păstrează din fericire o gravură a unui sculptor, a unui gravor străin care a stat la București, Rafe, și care îi prezintă înfățișarea istorică. Deci încă știm cum arăta această biserică, cel puțin pe exterior, dacă despre interior nu mai putem spune mare lucru. Și peste asta a fost ridicat, îmi scapă în momentul de față numele arhitectului, dar este arhitectură caracteristică perioadei domniei lui Carol I. E o clădire de tip balama, dacă mă pricep suficient de bine la arhitectură, care valorizează întretăierea între cele două străzi și vine cumva pe format rotund, pe colț, ca în felul ăsta să valorizeze întregul spațiu. Și acum ne mutăm atenția spre prima clădire a Băncii Naționale. Uite, de aici se vede foarte bine de pe străduța asta, se vede alipirea celor două clădiri, că asta multă lume zice, băi, dar ce ciudat arată banca, dacă o vezi dintr-o parte arată într-un fel, dacă o vezi dintr-o parte arată în alt fel, dar de fapt sunt două clădiri în aceeași incintă, se vede clar linia de separație. Una este de secol XIX, a fost terminată pe la 1880, alta a fost începută în perioada interbelică și terminată în anii 50, este vorba de cea de-a doua, vorbind despre momentul când ajungem în partea opusă a băncii. Banca este ridicată, ca să mergem un pic mai în urmă, pe locul unde se găsea înainte cel mai mare han pe care l-a cunoscut Bucureștiul. Este vorba de hanul lui Șerban Vodă. Șerban Vodă fiind nimeni altul decât Șerban Cantacuzino. Cantacuzino acesta poreclit tigru, cel care trăgea bani un pic de la cei care voiau să facă biserici în partea opusă a centrului vechi, dar care a ajuns domnitor al țării, a dus o politică cu adevărat imperială, atât din punct de vedere cultural, prin niște ctitorii, cum ar fi Mănăstirea Cotroceni, sau opere culturale, cum ar fi traducerea Sfintei Scripturi integrală și tipărirea în limba română. În punct de vedere al diplomației, el a prevăzut căderea Imperiului Otoman, dar s-a grăbit un pic să o anticipeze și ar fi vrut să intre în alianță cu austriecii și să ducă la izgonirea turcilor din Europa și la restaurarea Imperiului Bizantin, el fiind descendent al unui împărat bizantin, lucru care nu s-a întâmplat și a murit asasinat, otrăvit, cel mai probabil, la 1688, dar în București, dat fiindcă se învecina cu proprietățile sale, despre care am vorbit în turul trecut pe Calea Victoriei, a vrut să facă și o întreprindere comercială și să valorizeze din punct de vedere economic spațiul de aici și, drept urmare, realizează unele dintre primele exproprieri pe care le avem noi în istorie, adică cumpără mai cu blândețe sau mai cu bâta proprietăți în zona asta și începe construcția, cum spuneam, celui mai mare han pe care îl cunoaște istoria Bucureștiului. Din păcate se vede foarte prost în geamurile astea, dar dacă s-ar vedea mai clar, cel puțin arcul ăsta de boltă putem să-l vedem limpede, aici se mai păstrează din ruinele pivnițelor de la Șerban Vodă. Hanul ăsta avea 45 de prăvălii și 11 bucătării în componența lui, deci era imens. S-a construit la el vreme de 100 și ceva de ani. Bun, exact cum vorbim și de catedralele din Occidentul European, nu s-a construit în continuu sau la un moment dat erau construcții pe secțiuni. Parte era deja funcțional și în rest se mai construia. Încă, deci, n-a fost nici de cum terminat în timpul vieții lui Șerban Cantacuzino. De ce aveai 11 bucătării la un han și 45 de prăvălii? Hanurile nu funcționau în regim hotelier, cum suntem noi obișnuiți astăzi, că te cazezi pentru un număr de zile. Hanul avea rezidențe semipermanente, adică câtă vreme negustorul nu era plecat în străinătate după marfă, el stătea în preajma prăvăliei sale și aștepta să-și vândă marfa aia ca să poată să plece într-o nouă călătorie. Totodată nu exista room service și nu-ți venea nimeni dimineața cu micul dejun la pat. Erai nevoit să-ți prepari singur mâncarea și atunci asta explică existența celor 11 bucătării, în timp ce pivnițele erau folosite pentru depozitarea alimentelor, cât și a mărfurilor negustorilor în momentul în care aceștia soseau dintr-o nouă întreprindere comercială. Cât de rezistent era hanul și cât de mare, e o mărturie de la Marele Foc, același Mare Foc care distruge Biserica Sfântul Gheorghe Nou, focul extinzându-se relativ de aproape de han, un pic mai în sud de aici, n-a reușit să treacă mai la nord, tocmai pentru că s-a oprit în zidurile hanului. Zidurile hanului erau prea groase și fiind realizate din cărămidă, n-a putut să treacă focul de ele și cel puțin datorită hanului Șerban Vodă nu s-a extins incendiu în zona de nord a centrului vechi, s-a extins cu precădere către răsărit. A durat până pe la mijlocul secolului XIX, după mijlocul secolului XIX, când zona fiind, cum spuneam,
una cu un potențial imobiliar imens pentru epoca respectivă și astăzi, evident, dar astăzi să zicem că nu prea mai, să sperăm că nu o să mai fie cazul să vorbim de asemenea demolări vreodată, se ia hotărârea de către guvernul principelui Carol I, viitorul rege, să se edifice clădirea Băncii Naționale, să se înființeze o bancă națională a României. Primului președinte a fost nimeni altul decât revoluționarul pașoptist Ion Câmpineanu, unul dintre cei mai valoroși oameni pe care i-a cunoscut istoria românilor din secolul XIX, bineînțeles, având în spate și grupul condus celebra ocultă din cadrul Partidului Liberal de către Eugeniu Carada, cel care are pe bună dreptate un monument în colțul din stânga și strada care îi poartă numele, s-a numit strada Miloș Obrenović, sau Karagheorghević, cred că se numea mai înainte, și acum mai poartă numele lui Eugeniu Carada. În cazul ăsta, practic sunt asimilare stilurile arhitectonice. Sunt doi arhitecți francezi, Albert Galeron și încă un altul al cărui nume îmi scapă, care fac proiectul clădirii băncii, în timp ce de execuție se ocupă Grigore Cerchez și același, pe nedrept rămas în anonimat, Constantin Băicoianu, de care vorbeam la clădirea Academiei și la Ateneul Român, doar că ei sunt executanți, cum spuneam, și nu ies în față. Cerchez, din fericire, a avut alte construcții prin București, plus că i-a fost dată prima întreprindere de sistematizarea cursului Dâmboviței și atunci numele lui a rămas ceva mai bine cunoscut. În felul acesta, aici sunt așezate birourile Băncii Naționale a României, instituția care dirigează politica economică a țării ulterior și reușește una dintre cele mai bune epoci economice din istoria noastră, perioada de până la primul război mondial, când leul aur era comparabil la schimbul valutar, să spunem, cu dolarul. Adică era paritatea de 1-1 la un moment dat, din câte mi-aduc eu aminte. Evident, cu timpul instituția se dezvoltă, mi se pare că sculptorul Carol Storck, sau oricum mai mult sculptori, realizează și statuile care împodobesc pe laturi clădirea. Vedem că există niște firide în perete care au mai multe statui și sunt figuri alegorice, dar trebuie să recunosc că am uitat ce simbolizează fiecare. Iar sus putem să vedem cu cifre romane și anul de fondare a băncii, în cazul ăsta este vorba de anul 1889. M este litera 1000, D 500, C, C, C câte 100, deci 1800, L este 50, X este 10, 80 și la capăt este 9. 1889 fiind considerat anul în care este dat în funcționare prima clădire a Băncii Naționale, instituția crescând foarte repede ca număr de angajați și pentru că banca nu are voie să dețină spații în afara clădirilor propriu-zise folosite pentru scop administrativ, a fost nevoie de o extindere și în felul acesta s-a dat în folosință și spațiul dinspre strada Doamnei, clădirea cealaltă fiind construită tot în stil neoclasic, probabil că e cel mai bun exemplu, e locul unde puteți vedea cel mai bine în București evoluția acelui stil arhitectonic, dar în funcție de epocă, perioada antebelică, clădirea la care ne uităm acum, și perioada interbelică, clădirea realizată de către arhitectul Radu Dudescu, care este pe partea cealaltă a instituției pe strada Doamnei. Mai în față, deci ăsta este Palatul Pinacotecii și mai în față, pe partea dreaptă, pe Lipscani, mi se pare că aici am vorbit un pic la turul trecut, avem Palatul Societății de Asigurări Dacia. El se spune că este tot pe incinta hanului grecilor, deci mai probabil hanul ăsta cumva nu respecta actuala tramă stradală, probabil că se întindea între cele două străzi, așa cum am văzut și la hanul Cutei, că asigura un soi de pasaj de trecere. Dar odată cu ridicarea Palatului Societății de Asigurări Dacia, care închiria, bineînțeles, spațiile pentru alte companii și pentru alte afaceri, aici s-a desfășurat o perioadă activitatea redacțională și ziarul Timp, oficiosul Partidului Conservator, la care au lucrat și celebra triadă de redactori Eminescu, Caragiale și Slavici. Vedem pe dreapta statuia celui care este considerat, să spunem, inițiatorul din umbră al Băncii Naționale, Eugeniu Carada. Îi se spune fondator, dar el n-a avut niciodată funcția de director propriu-zis al băncii. Ea român de origine,
Român, dar original din Ardeal, dacă nu mă înșel eu, și a fost apropiat de marele om politic Ion Brătianu, Ion Brătianu senior. Gurile rele, mă rog, gurile rele, majoritatea vocilor în epocă spun că ar fi trăit cu nevastă sa, cu Pia Brătianu. Erau prieteni, da. Așa. Erau familie. Oricum, omul de casă al brătienilor și cel care a avut grijă să, ca Ionel Brătianu să-i urmeze tatălui său la președinția partidului, având interimatul lui Dimitrie Sturza. El e într-adevăr unul dintre oamenii cu cea mai pregnantă viziune în ceea ce privește politica economică a României, altfel un tip căruia i-a plăcut foarte mult să fie discret. Adică nu a deținut funcții importante nici în viața politică, nici în mediul administrativ și nici în viața personală. Nu a vrut să se facă remarcat. După s-a constatat că a lăsat o avere, donație mai multor instituții române, locuința lui s-ar fi găsit, bineînțeles că astăzi e într-o formă modificată, la colțul străzilor Artur Verona cu Pitar Moș. Este în diagonală de la casa lui Ion Mincu. Este pe colțul opus al intersecției. Fusese mai înainte unul din sediile consulatului Elveției sau ambasadei Elveției la București. În prezent nu se păstrează nici măcar o plăcuță care să aducă aminte că acolo a fost locuința marelui om politic, care vedem că dispare înainte de primul război mondial, în 1910. Acum să-mi spui tu încotro vrei să o luăm, că o să ne apropiem de Calea Victoriei și tronsonul ăsta l-am acoperit. Bun. O luăm pe strada Carada și după aia ne întorcem pe Doamne. Pe Doamne, da, pe Doamne. Și revenim pe strada Doamnei. Perfect. Aici am mai discutat un pic în turul trecut. Se găsea proprietatea dragomanului Serafim, acel francez la origini venit de la Constantinopol, care a stabilit ulterior la București, avea patima mâncatului și din cauza asta se pare că a și murit, și pe proprietatea căruia, dată fiicelor sale, una căsătorită cu fiul negustorului Mihalache, Maca, alta cu Xavier Villacros, arhitectul de origine catalană cu studii în Franța, care a fost arhitect șef al orașului București, s-a edificat ulterior în partea stângă. O să vedem imediat spațiul de intrare. Cel mai mare pasaj pietonal din București, pasajul Maca Villacros, de la anul 1891, de către arhitectul Filip Xenopol, nepotul istoricului Alexandru de Xenopol, la vremea respectivă și până în prezent, făcând legătura între principala instituție financiară a țării și principala arteră comercială de la vremea aceea, reprezentată de Calea Victoriei. Putem să vedem că pasajul are formă de Y. Noi ne aflăm aici la baza Y-ului. Este intrare singulară, pe când în partea opusă sunt două intrări. Aici vedem un frontispiciu reprezentând un templu de inspirație antică cu patru cariatide. De data asta vedem că la cariatide nu avem monopol feminin, pentru că vedem că sunt și bărbați. Este o alternanță de două figuri masculine cu două figuri feminine. Și cu celebra frunză de acant, folosită foarte des la decorarea unor astfel de fațade. Se vede că avea un pic și nevoie de o restaurare, dar era pasajul cel mai frumos împodobit din Bucureștiul antebelic și interbelic. Și din fericire, cum spuneam, în turul de pe Calea Victoriei a reușit să-și păstreze funcția comercială, pentru că a fost un loc în care se găseau foarte multe prăvălii de bijutieri. Așa s-a și numit în perioada comunistă pasajul Bijuteria. Și datorită acestei preponderențe nu a fost închis sau n-a devenit neviabil din punct de vedere economic. Majoritatea dintre noi îl știm astăzi sub denumirea populară, să spunem, de Valea Regilor, pentru că fix unde vedem acum că scrie pasajul Maca, cafeneaua asta aflată pe centru, se găsea deschisă în anii 90 de către un om de afaceri egiptean, prima cafenea cu narghilele din București, denumită Valea Regilor. El nu s-a numit niciodată oficial așa, s-a numit pasajul Maca Villacros dintotdeauna, dar moda asta a prins foarte mult pentru românii cei avizi de orice nou după 90. Să deschizi o cafenea cu specific egiptean care servea cafea la nisip și narghilele era într-adevăr un fapt ieșit din comun. Cert este că zona a avut tradiție comercială de mai înainte, adică dacă reușim să excludem pasajul din viziunea noastră, să ne gândim că suntem pe la anul 1850 și ceva,
în spațiu care astăzi este ocupat de cafenea, s-ar fi găsit Hotel Budapest, hotel de ținut un evreu ungur și care era locul, unul dintre locurile preferate de străinii veniți la București din spațiu germanic cu precădere, unde se servea bere, a fost unul dintre primele locuri unde s-a servit bere în București și totodată se dădeau mici spectacole, se pare că era și o zonă unde se mai făceau baluri, principala formă de interacțiune socială a epocii și erau baluri mai pentru săraci în zona asta. Deci vorbind o zonă cu activitate comercială de cel puțin 200 de ani, ăsta fiind de fapt și centru financiar al țării. Avem Zlătarii un pic mai jos pe Calea Victoriei, aici am fi avut Han lângă Han Lipite 4 până la Palatul Nifon, până la Hanul Filipescu. În zona asta era Hanul Șerban Vodă, deci era zona cu cea mai intensă activitate comercială și totodată zona care a dat politica financiară a țării. Tocmai de asta au fost ridicate aici aceste instituții. Și ne apropiem pe stânga, clădirea recent renovată care iese un pic în afara liniei străzii, este în prezent hotel, dar păstrează vechiul nume de Marmoroș Blanc. Este una dintre cele mai mari bănci private care au funcționat în România de la începutul secolului 20 și al cărei faliment se pare că a nenorocit multă lume la vremea respectivă. Din fericire a fost renovată extrem de bine și își păstrează în cea mai mare parte aspectul inițial, fiind una dintre operele cele mai importante pentru contractor privat ale arhitectului Petre Antonescu, unul dintre cei mai prolifici arhitecți pe care îi cunoaște Bucureștiul, pentru că a și trăit o viață destul de îndelungată. Interiorul ei îl mai putem vedea niște filme cu comisarul moldovan, Sergiu Nicolaescu, și din fericire astăzi am avut și ocazia să vizitez. La subsol se păstrează în continuare camera safe-ului, inclusiv ușa din fier, care este de o grosime apreciabilă și unde se găsește un bar acum. Deci se poate intra și se poate bea, bine, ai grijă să nu tragi ușa după tine, probabil, că nu mai ieși de acolo. E un lucru lăudabil faptul că s-a păstrat clădirea, chit că asta, istoria a fost destul de tumultoasă mai în trecut. Despre Strada Doamnei, dacă mi-aduc bine aminte, am vorbit câte ceva despre prima cafenea care a funcționat aici și totodată aici era una dintre zonele, bineînțeles, fiind foarte multe hanuri în zonă, erau împânzite și de numeroase localuri care astăzi, din păcate, au dispărut. Unele dintre ele și-au prelungit existența până prin anii 2000 în clădirile pe care le vedem în partea opusă. Erau Fântâna Blanduzei, Terasa Doamnei, locuri unde serveau, la, de exemplu, la cafenea lui Eraclie Duro, care era prin zona asta, servea masa și Eminescu, împreună cu colegii lui de redacție. Ușor de imaginat, nu erai departe de birou, puteai să vii până aici. Existau tot așa grădini de vară și în zona asta, aproximativ pe zona parcării de astăzi, se pare că s-ar fi găsit una, unde la fel se face o schimbare de meniu, adică încep să se servească cremvuști și la ora 10 seara, mi se pare că venea un transport de chifle calde. Pentru cei care aflați în grădina de vară, simțeau și sub efectul berii și asupra și oboseala, aveau nevoie un pic să se întremeze, să zicem așa, cu o gustare caldă. În timp ce blocul din stânga este primul bloc turn din București, realizat de un antreprenor evreu în anii 20. Este iarăși formatul clasic de clădire balama, cum am spus mai devreme, care valorifică spațiul de la întretăierea a două străzi. Și din păcate, astăzi are nevoie urgentă de consolidare, dar fiindcă se apropie binișor de 100 de ani, la parterul căruia a funcționat unul dintre cele mai vechi cinematografe din București. Am spus că bucureștenii au fost destul de receptivi la apariția acestei noi forme de divertisment. Inițial, monopolul a ținut Calea Victoriei, după care încep să se extindă foarte rapid în zona asta, ca după aceea să plece pe Bulevardul Elisabeta. Dar la parterul acestui bloc funcționa, îmi scap acum numele cinematografului, unul dintre cele mai vechi cinematografuri din București, cinematografe din București. Așa, asta, cum spuneam, era atenție la mașini. Era o zonă de terase și a fost așa vreme de vreo 300 de ani, deci tradiția primei cafenele s-a continuat multă vreme. Din păcate, acum văd că este cumva exclusă din perimetru mai circulat al centrului urban, dar pe stânga poate nu ratăm totuși cea mai frumoasă decorație de Crăciun pe care am văzut-o eu anul ăsta în București.
foarte reușit, într-adevăr. Nu știu cine deține în momentul de față hotelul, dar e clar că nu duce lipsă de gust artistic. Păi zice că evrei. Probabil, indiferent cine îl deține, faptul că reușești să împodobești cu gust o fațada dinspre stradă a clădirii pe care o deții, spune multe și am avea nevoie de mai mulți oameni cu asemenea inițiative. Noi o să continuăm istoria în continuarea străzii Doamnei și respectiv o să ne îndreptăm spre clădirea care în prezent știu că a fost restituită scopului ei inițial, a Camerei de Comerț și Industrie. Până ajungem acolo, putem să observăm acum fațada celui de-al doilea sediu al Băncii Naționale a României. Se vede clar tranziția de la antebelic la interbelic și este finalizată, cum am spus, deși începută în anii 30, construcția e întreruptă pe parcursul celui de-al doilea război mondial, fiind finalizată în jurul anilor 50 și rămânând până în prezent sediul principalei instituții financiare a țării. Banca Națională a României fiind cea care reglează în mare parte cursul monedei, pentru că în felul acesta să încerce să păstreze cât mai mult evoluția economică bună a țării și în momentul de față funcția de guvernator al Băncii Naționale este ocupată de domnul Muguri Sărescu, care deține recordul mondial pentru longevitatea într-o asemenea funcție. Are peste 30 de ani de când se află la cârma Băncii Naționale. Semnătura lui este pe bancnote care deja au devenit piese de colecție. E în felul ăsta și o clădire istorică și un personaj care cu siguranță va deveni istoric. Ne schimbăm atenția în partea stângă. În partea stângă se vede clădirea Palatului de Comerț și Industrie, al Camerei de Comerț și Industrie a municipiului București. Este zona unde se face tranziția de la medieval la modern în domeniul comerțului. Vedem un trotuar total neinspirat care a apărut în prejurul clădirii. Abia aștept, ironic vorbind, să dea un pic de polei, să vedem ce se întâmplă pe aici. Serios. Cam așa ceva. În vechime, negustorii care și-au lăsat numele unor străzi din București, șelari, blănari, ișlicari, erau toți organizați în bresle. Am vorbit de ele parțial la biserici. Fiecare breaslă avea vătaful sau isnaful ei, un staroste al negustorilor sau al meșteșugarilor din breasla respectivă, avea un regulament propriu de organizare și de funcționare, o ierarhie în general acceptată, majoritatea își transmiteau profesia din tată în fiu și în felul acesta se menținea afacerea familiei, să spunem, însă toată activitatea asta era destul de haotică și destul de greu de reglementat de către administrația publică, dat fiindcă aveai de discutat cu atâtea bresle și drept urmare, în timpul domniei lui Carol I se hotărăște în cele din urmă desființarea acestor bresle și trecerea tuturor meșteșugărilor și comercianților sub conducerea acestei camere de comerț și industrie a municipiului București, care e cumva o altă instituție și clădire simbol a dezvoltării economice pe care o cunoștea capitala noastră în timpul domniei regelui Carol. Este de data asta un arhitect român, dar am un lapsus în momentul de față și nu reușesc să-mi amintesc numele lui, dar cel mai probabil o să-mi vină. Cred că Dobrescu. El este cel care realizează clădirea care se vede la fel că valorifică spațiul de pe colț. Este tot stil neoclasic, dar de data asta cu ceva eclectism în realizare. Putem să vedem așa elemente centrale, capetele de leu care împodobesc încadramentele ferestrelor și un ansamblu sculptural care tronează pe frontispiciul clădirii. În perioada comunistă, clădirea a fost folosită drept principal sediu al Bibliotecii Naționale a României și a rămas cu întrebuințarea asta până dincolo de anii 2000, când în cele din urmă Biblioteca Națională s-a mutat la noul ei sediu de pe Bulevardul Unirii, de pe cheiul Dâmboviței. Totodată, ca așa legat de istoricul acestei instituții, a fost condusă și de unele personalități ale comerțului și industriei bucureșteni, inclusiv de către George Asan. De către fiul lui Gheorghe Asan. Alegerea lui Gheorghe Asan este un eveniment interesant pentru că inițial s-ar fi dorit numirea la conducerea acestei camere de comerț a lui Dumitru Marinescu Bragadiru, marele comerciant și fondatorul fabricii de bere, care i-a purtat numele. Ăsta era un om de Ștefan Burcuș. Așa, i-am văzut, ăsta este arhitectul. În partea dreaptă este inscripționat lângă intrare.
El este cel care, fiind un om de o modestie rară, spune că el nu-și permite să aibă, să facă prostii cu banii țării. Una e cu banii lui, ce inițiative comerciale a avut, dar spunând că el este un om de condiție modestă, am pornit de la băiat de prăvălie și m-a ridicat în timpul vieții, nu-mi permit să capă banii țării să am eu inițiative. Și atunci el recomandă alegerea lui George Asan, care e deja a doua generație de industriași, la conducerea țării. Asta înseamnă, cu toate că Dimitrie Marinescu Bragadeanu a fost unul dintre cei mai de succes comercianți pe care i-a cunoscut Bucureștiul și România la începutul secolului 20, asta înseamnă să fii un om de o modestie rară, în care să refuzi să faci prostii cu banul public. Cam asta ar fi așa, pe scurt, istoria clădirii Camerei de Comerț și Industrie. Putem să-l vedem sus, reprezentat în partea dreaptă, pe zeul Hermes sau Mercur, zeul care este prin excelență patronul comerțului, este celebrul coif cu aripi și nu-mi dau seama dacă și la picioare are sandalele cu aripi care l-au caracterizat, nu mă ambic să trecă și mașina, dar vedem că parte din simbolismul ăsta asociat zeului Mercur, zeului Hermes, care era zeul patron al negustorilor, se găsește și jos unde se vede toiagul lui Hermes, cel flancat de doi șerpi. Am văzut la un moment dat o confuzie pe tema asta, zice, doamne, că ăsta e simbolul farmaciei. La farmacie sunt doi șerpi, dar pe o cupă, nu pe un toiag. Ăsta este toiagul asociat zeului Mercur la romani, Hermes la greci. Foarte ușor de înțeles de ce tronează pe frontispiciul Palatului Camerei de Comerț și Industrie. În stânga avem strada Ion Ghica. Am putea eventual, da, haide să facem câțiva pași pe ea și o să revenim pe strada Doamnei, pentru că altfel am lăsat în urmă două edificii destul de interesante din perimetrul actual al centrului vechi, chiar că sunt situate relativ într-o extremitate a acestuia. Ion Ghica, la rândul său o personalitate, nu știu sincer dacă avea casele pe aici sau dacă ar fi avut vreo casă pe aici. Moșia lui părintească și locul unde a ales să fie mormântat se găsește la Ghergani. El este unul dintre boierii de modă veche care nu vor să fie mormântați în cimitirele publice și preferă să fie mormântat la moșie. Altfel, descendent al familiei domnitoare a Ghiculeștilor, face parte dintre revoluționarii de la 1848 și ulterior, fiind surghiunit mai bine decât alții, el nu e surghiunit în Occident, ci e surghiunit în Imperiul Otoman, unde atât de bine se descurcă încât reușește să devină bey de Samos. Deci ajunge guvernatorul actualei insule grecești, Samos, și de acolo, continuând, revine în România și se afirmă drept una dintre principalele noastre personalități în viața politică până la sfârșitul secolului al XIX-lea. Foarte bun prieten cu Vasile Alexandrii, cu care poartă corespondență destul de fructoasă, editată astăzi, sunt scrisori către Vasile Alexandrii, foarte valoroase și prin informațiile pe care ne le oferă despre istoria de secolul XIX și încă mai veche a Bucureștilor, pornind de la vechile școli. Este unul dintre absolvenții Academiei de la Sfântul Sava și ne lasă imaginea respectivă, ne lasă o imagine a tranziției de la fanariot la bonjurist, la moda occidentală și aduce aminte cum îl săruta maică-sa, zice, vino să te pup Evgenitu, mami, că eu când mă gândesc la Evgenia neamului nostru, adică cât de nobil suntem noi, mă podidește plânsul. Sunt niște aspecte foarte valoroase pentru istoria capitalei pe care le putem confirma, consemna. Vedem aici sediul fostei bănci franco-române. Este, toată zona este rezervată instituțiilor cu profil financiar și comercial, dar în prezent nelămurirea, băi, dar ce caută, că ăsta nu-i simbolul Franței, ăsta nu-i simbolul Franței, ăsta este leul Boemiei, pentru că este în prezent ambasada Republicii Cehe. Boemia este denumirea istorică a regiunii ocupate astăzi de Republica Cehă și leul lor se deosebește heraldic printr-o particularitate, are două cozi. Asta este ceea ce evidențiază curtea Boemiei, că toți suntem în perioada Crăciunului, în spațiul anglosaxon se păstrează până astăzi colindul Good King Wenceslas. Good King Wenceslas looked out on the feast of Stephen. Wenceslas, culmea, e un rege al Boemiei, care a rămas consemnat în folclor, e o personalitate istorică,
care a rămas consemnat în folclorul anglosaxon. Boemia a fost numită o mare putere europeană. Un alt rege, Otocar al Boemiei, duce niște expediții către Marea Baltică și el este cel care fondează orașul Königsberg. Königsberg e actualul Kaliningrad din Rusia. E enclava aia pe care o are Rusia la Marea Baltică după Lituania. E dobândită după al doilea război mondial, dar Königsberg, cum se numea inițial, că a făcut parte din spațiul germanic, asta înseamnă Muntele Regelui. Deci o putere într-adevăr europeană la vremea ei, totodată locul de unde și-au început activitatea misionară Sfinții Kiril și Metodie. Ăștia nu s-au dus, au fost și în spațiul actualei Rusii, dar esența activităților misionare s-a desfășurat în Moravia și în Boemia. Acolo au mers ei să propage creștinismul în rândul cehilor. A devenit ulterior posesiunea coroanei Austriei și multă vreme capitala arhiducilor de Austria, că ăștia s-au numit împărații Austriei abia după desfințarea Sfântului Imperiu Romano-German, deci după 1806, capitala a pendulat între Viena și Praga și capitala Boemiei. De altfel, Mihai Viteazul a mers în audiență la împăratul Rudolf, care a fost unul dintre cei mai excentrici reprezentanți ai dinastiei de Habsburg. N-a fost la Viena, a fost la Praga, pentru că acolo avea curte imperială, acolo au rămas și legendele despre celebra lui colecție de ciudățenii adunate din lume și tot acolo domnește și legenda golemului. Golemul este un monstru, să spunem, specific mitologiei ebraice. Este un om făcut din lut, pe care prin inserarea unui bilet cu niște cuvinte magice în gură poate să devină animat și să slujească pe cel care l-a plămădit. Sunt destule legende asociate locului ăsta. Aici, cred că asta este clădirea, acum nu-mi dau seama exact, o recunoșteam mai ușor dacă stăteam înspre universitate, dar hai să îmi iau rezerva să că fie asta, fie cea care o dublează în partea dreaptă. Dacă am privit dinspre universitate, am vedea că sunt două clădiri făcute aproape în oglindă. Este clădirea fostei bănci italo-române, deci toată zona asta este zona a întreprinderilor financiare în perioada interbelică. În schimb, în dreapta, vedem o biserică cu arhitectură aparte în spațiul bucureștean. Biserica Sfinților, dar este, de fapt, Biserica Sfântului Nicolae sau Biserica Rusă, pentru că a fost ridicată la inițiativa ultimului țar al Rusiei, Nicolae al II-lea Romanov, cel care a și dat o sumă impresionantă de bani, i-a spus ambasadorului Rusiei de la vremea aceea de la București, cel care avea sediu pe Calea Victoriei, în fostul palat al lui Șerban Cantacuzino, să nu scutească nicio cheltuială pentru edificarea unei biserici care să reprezinte măreția Imperiului Rus la București. Arhitectul este de asemenea rus, dar de data asta nici bătut, nu reușesc să-mi aduc aminte numele lui, are un nume ceva mai alambicat un pic. Și vedem că respectă arhitectura, să spunem, consacrată pentru bisericile ruse, pornind de la forma cupolei, forma asta de ceapă, forma de ceapă care are o motivație practică, dincolo de motivație estetică, Rusia fiind celebră pentru iernile ei țapene. La un dat era și o glumă, în momentul când s-a trasat granița între Polonia și Rusia, unii din un sat aflat fix la graniță erau cu mare emoții să vadă și ei pe ce parte nimeresc. Și la un dat vine comisia de expres, trasează și ăștia din Sanmer, nu vă spărați unde am ajuns, sunteți în Polonia. Doamne ajută, ce fericire! Dar și vă bucurați așa? Am scăpat de iarna aia rusească nenorocită. Așa? Pentru că sunt cantități foarte mari de zăpadă acolo, există pericolul dacă se acumulează pe turlă să pice, să dărâme și atunci forma asta ajută să disperseze zăpada, să nu o lasă să se acumuleze pe acoperiș și în felul ăsta să păstreze integralitatea structurii. Vedem că și decorația exterioară este una mai aparte față de decorația cu care suntem noi obișnuiți la bisericile ortodoxe românești, așa că particularitate de interior e o catapeteazmă de dimensiuni monumentale și cu cea mai mare dveră, dvera este perdeaua dintre ușile împărătești pe care o știu eu dintre bisericile capitale, cred că are peste 4 metri înălțime. Da, e o biserică aparte care merită vizitată și în prezent este și paraclis universitar, așa cum scrie la intrare. Ea a rămas biserică rusă până în perioada interbelică, când dispărând Imperiul Țarist, a devenit biserică românească, a redevenit biserică rusă în perioada de dominație sovietică și în cele din urmă a intrat în sub ascultarea Patriarhiei Române, deci în prezent nu mai avem o biserică a rușilor în București, spre deosebire de exemplu de bulgari, care au biserica lor și care se găsește în centrul vechi. O să ajungem imediat și acolo. Și constituie până astăzi una din clădirile inedite pe care le putem vedea în centrul vechi. Vedem alăturat de ea Palatul Asigurării Românești, una dintre principalele societăți de asigurări care au funcționat în capitală până în perioada
Interbelică, un moment, mă scuzi. Bun. Avem în partea stângă, în schimb, la colțul străzii Ion Ghica cu actualul Bulevard Brătianu, una dintre clădirile care și-au conservat cel mai bine atât aspectul original, cât și amplasamentul original, adică are forma aproape neschimbată vreme de 200 de ani. Este vorba de Palatul Suțu, actualul sediu central al Muzeului Municipiului București, instituția principală care se ocupă cu păstrarea memoriei istorice a orașului, având mai multe sucursale în capitală. În cazul acestei clădiri, numele ne dă exact proprietarii inițiali, respectiv cei din familia Suțu, descendenței Bașcapuchehaiei Costache Suțu. Este principalul reprezentant diplomatic al țărilor române la Constantinopol în perioada fanariotă. Și în cazul ăsta este ridicat de Beizadea Nicolae Suțu, în perioada imediat de după sfârșitul domniilor fanariote. Familia Suțu a fost ultima care a deținut tronul domnesc al Valahiei și s-au numărat printre cei care au rămas loiali sultanului până la sfârșit. De asta și Alexandru Suțu, cel despre care vorbeam în turul de pe Calea Victoria, a și fost asasinat, se pare. Și după aceea, urmașul, nu e vorba de descendenții lui direcți, ci de o altă linie a familiei. Oricum, familia Suțu mai are până astăzi o ramură care a rămas în Grecia. Deci sunt mai răspândiți. Există și o lucrare de genealogie care îi privește pe acest aspect. În cazul ăsta, Beizadea Costache Suțu este cel care dă tonul, culmea, deci un fanariu, dă tonul modei construcțiilor cu inspirație occidentală în București, realizând acest palat, noi vedem acum latura sudică a palatului, de către doi arhitecți vienezi, doi meșteri vienezi, Konrad Schwing și Johann Veit. Ei sunt cei care realizează ansamblul ăsta eclectic cu influențe neoclasice, dar și neogotice, cum putem să vedem la turnulețul ăsta de pe latura dinspre noi, da? Cu un frumos foișor acoperit la parter și cu o intrare monumentală. O să ajungem pe partea cu bulevardul, dar e mai simplu să facem expunere aici, că e mai puțin zgomot de la trafic. Până vorbim de clădirea propriu-zisă, istoricul proprietății. Am spus când am vorbit de Calea Victoriei că pe toată linia asta, mergând până la Piața Rossetti, noi stăm pe proprietate cantacuzinească. Am fi stat pe proprietate cantacuzinească acum 300 de ani, care ulterior, prin succesivele căsătorii între familiile boierești și române, încape pe mâna racovițeștilor. Familia Racoviță, altă familie provenită din spațiul levantin, a dat la rândul ei mai mulți domnitori și printr-o căsătorie intră pe mâna familiei Racoviță, de unde iarăși prin altă căsătorie ajunge pe mâna familiei Suțu. Se realizează această construcție care de aproape 200 de ani își păstrează aspectul neschimbat și treptat aici se încep să se organizeze unele dintre cele mai fastoase baluri ale Bucureștiului de secolul XIX. Era unul din locurile preferate de către ofițerii ruși care erau foarte des prezenți prin capitală în perioada aceea. Apogeul acestei case din privința prestigiului este dat de urmașul lui Costache Suțu, respectiv de principele Grigore Suțu, cel căsătorit cu Irina, născută Hagi Mosco. Imediat o să vorbim că practic s-a însurat în vecini. O să vedem de ce. E bine, în ceea ce privește clădirea, oamenii ăștia au împodobit-o cu foarte mult bun gust, cu o superbă oglindă de Murano, de exemplu, care împodobește până astăzi holul central. Decorația interioară a fost realizată de către Karl Storck, de către marele sculptor de origine germană venit la București, cu un interior decorat extrem de rafinat și în care se organizau, cum spuneam, aceste baluri fastoase, cuplul în sine fiind obiectul mai multor anecdote în vremea respectivă, anume, în primul rând că era un cuplu destul de disproporționat, Suțu era mai măruntac și mai îndesat, Irina era foarte înaltă și slabă, li se spunea Turcu și Camila. De asemenea și ca fire erau extrem de diferiți, el era un tip foarte coleric, temperamental, ea era o tipă foarte calmă, din potrivă, care reușea să-l și potolească adesea pe soțul ei.
El a fost destul de infidel, cel puțin în prima parte, până când săraca, exasperată de infidelitățile ăstuia, conciliază cameristele, că ele erau principalele vizate de către soț, și aduce o namilă de femeie nemțoaică urâtă ca noaptea, care a rămas în serviciul lor până la moarte, și în felul ăsta s-a potolit și domnul Grigore Suțu cu aventurile astea. Însă, paradoxal să spunem, au fost foarte legați unul de celălalt și în momentul când Irina, care a murit întâi, a murit de ulcer, se afla pe patul de moarte, se gândea disperată ce o să facă Grigore, pe care l-a singur, și într-adevăr, după moartea îi se pare că a dus o viață foarte dezordonată, nu mai avea chef să continue și a murit și el la câțiva ani. Palatul a rămas în posesia familiei Suțu până în 1948, când a fost naționalizat. Au avut și un mic scandal, să mergem un pic către frontispiciu, inițial fiind casa unei familii care domnise în țara românească. Bineînțeles că aveau o anumită fală pe care voiau să o țină, respectiv aveau pus și la intrare în curte și pe frontispiciu clădirii blazonul familiei, care reuna temele Moldovei și țării românești, unde această familie domnise, și pe care domnitorul Alexandru Ioncuza l-a pus pe Costache Suțu să-l dea jos, amenințându-l că dacă nu, îl va da cu pompierii jos, pentru că se simțea cumva vizat de pericolul restaurării vechilor familii domnitoare. Principele Carol I, viitorul rege, în schimb, dându-și seama că nu mai reprezintă o amenințare la adresa lui, le-a dat voie să-l pună la loc și a rămas acolo până în perioada comunistă, când iară a fost dat jos din alte motive. Așa, tot din obiceiurile familiei Suțu, Grigore Suțu era, și cu Irina erau celebri prin echipajul, prin trăsura pe care o foloseau ca să se plimbă pe străzile Bucureștiului. Traseul principal de plimbare era de aici către nord, către șosea, către zona bulevardului Kiselev de astăzi. Avea o trăsură vieneză de modă veche, să spunem, pentru epoca respectivă, condusă așa cum era caracteristic în epocă de un vizitiu de origine romă, Iancu, cu o mustață pe oală și cu o burtă cât o roată de car. Și iar în spate îl aveau pe de-o parte pe Soliman, pe Harapu Casei, era un turc adus de la Constantinopol, cel mai probabil un, de origine arab, nu era turc, era arab, adus de la Constantinopol, pe care Irina l-a învățat franțuzește și românește și care, îmbrăcat în costumul tradițional, că cu vestuță, cu fes, îi deschidea ușa trăsurii și pe urmă se urca în spate. Și la moarte Irina i-a lăsat și o mică sumă de bani, încât băiatul, devenit între timp bărbat, s-a întors la Constantinopol și a deschis un magazin de covoare. Se pare că era foarte încântat când întâlnea români, îi pofta și vorbea românește cu ei, ceea ce se întâmplă și astăzi, dar din alte motive. Și amintea mereu cu drag de țara lui de adopție și de femeia care îi făcuse bine. Iar în curte era asigurată paza de un arnăut, celebru cu chimirul ăla încărcat de pistoale și hangere, un tip foarte înalt pe care Beizada Grigore Suțu la un moment dat îl prinde dormitând în post și supărat, nevoie mare, pentru că era foarte scuns și ăsta era foarte înalt, vine cu un scaun, să urcă pe scaun și îi frige o palmă ca să-l disciplineze puțin. De asemenea, aveau obiceiul de a ține animale. Au avut întâi un pudel de mari dimensiuni numit Luții, pe care după moarte l-au împăiat și l-au pus în capul scării ca să-l vadă toată lumea, și după aceea au luat un mops pe nume Lula, pe care principele Grigore era văzut cu cățeaua, fie pe aici, fie la șosea, cum stătea după aia și hai cacale la Lula, că mi-e fric și vreau să merg acasă. Curtea, în schimb, și-a modificat cu mult amprenta, dacă palatul se menține în mare parte neschimbat, era mult mai extinsă și înspre Colțea, înainte de tăierea bulevardului, și în spate există, din fericire, o să vedem imediat de unde e făcută poza, există niște poze făcute pe la jumătatea secolului XIX, se vede că era mult mai extinsă în partea din spate. Era o clădire plantată cu arbori și cu mai multe plante decorative, împodobită totodată cu gnomi din porțelan pictați, care erau strecurați prin iarbă, și mai avea în grădină un element de decor extrem de inedit, respectiv unul dintre cele două ceasuri sau tunuri meridian din capitală. Ăsta era un ceas solar care la ora prânzului, la ora 12, printr-un sistem de lentile concentra razele soarelui într-un mic tun încărcat cu praf de pușcă care trăgea o pocnitură. Era perfect dacă erai cardiac și stăteai pe lângă ăștia, sau dacă tocmai atunci puneai vesela de porțelan înapoi în dulap. N-a rezistat foarte multă vreme, acel al doilea se găsea la Mitropolie. Dar asta a fost o modă din asta, a fost ceva exagerat și a trecut rapid.
Dar în felul ăsta încercau boierii de altă dată să atragă puțin atenția asupra curților lor, curților caselor lor. Era moda respectivă să te faci cât mai remarcat prin elemente exotice pe care le dețineai în curte și prin aspectul cât mai rafinat al casei propriu-zise. Acum, fix în colțul unde stăm noi, al Palatului Suțu, mergând către Spitalul Colțea, noi am fi stat aici la baza primei celei mai înalte clădiri din istoria Bucureștiului, respectiv la baza Turnului Colței. Domnul pe a cărui statuie o vedem peste drum, că privește spre noi în costum specific de secol 17, este marele spătar Mihail Cantacuzino. Este cel care a ctitorit atât spitalul, nu clădirea pe care o vedem astăzi, dar clădirea Spitalului Colțea, primul spital din București, este totodată ctitorul mănăstirii Sinaia, în jurul căreia s-a dezvoltat orașul mănăstirii mai veche cu vreo 200 de ani, ca orașul propriu-zis. Așa, deci este probabil unul dintre cei mai mari constructori din neamul Cantacuzinilor și tot el cumpărând proprietatea clucerului Colțea Doicescu, că de aici vine denumirea ansamblului, biserica e mai veche decât tot ansamblul și aparținuse inițial caselor acestui colț a Doicescu, de la care cumpără spătarul Mihail Cantacuzino. O paranteză, statuia aia este cea mai veche statuie de for public din București. Este opera lui Carl Storck, este prima noastră statuie amplasată în spațiu public pentru decorarea propriu-zisă a orașului, cea de-a doua fiind cea a domniței Bălașa din incinta bisericii. Bine, pe lângă spital, Mihail Cantacuzino mai ridică în zona, exact în perimetrul ăsta, deci între unde stăm noi și biserică, marele turn al Colței. Poți să bănuiești cam care era funcția lui, dacă era cea mai înaltă clădire din București? Exact, era foișor de foc, de aici striga straja de noaptea orașului, că totul bine! Adică era înaintea foișorului de foc. Cu mult înainte, foișorul de foc dinspre Iancu, dinspre Iancului, e făcut în secolul XIX. Între cele două au mai fost unul. Da, corect. De la Roata de Foc, mai jos pe Dâmbovița. Nu, e mai vechi. Ăsta este terminat în jurul anului 1700. Deci ăsta este cel mai vechi. Da. Este și primul de altfel. Exact, și este prima clădire pe care putem spune eticheta de cea mai înaltă clădire din București. Alta mai veche nu cunoaștem, care să fi deținut. Greu de spus care era înălțimea lui inițială, că n-a fost măsurat, că din păcate i-a fost, mulțumesc frumos, din păcate partea lui superioară a căzut la cutremurul din 1802. Și atunci există niște gravuri care îl înfățișează cu o arhitectură destul de occidentală. De altfel, Dimitrie Papazoglu, de asta în istoria fondării orașului București, spune că tradiția ar fi consemnat faptul că a fost construit inclusiv de niște soldați suedezi. Acum, întrebarea vine, legitimă vine, ce, Doamne iartă-mă, căutau suedezii la București? Este vorba de războiul foarte nefericit pentru suedezi, pe care îl poartă regele Carol al XII-lea al Suediei împotriva lui Petru cel Mare al Rusiei. Deși pornește victorios, are proasta inspirație repetată ulterior de Napoleon și de Hitler să meargă până în miezul Rusiei în plină iarnă. Și drept urmare, în zona Ucrainei, în zona Ucrainei, la Poltava, armata suedeză deja lipsită de provizii și bine degerată, este bătută de către rușii lui Petru cel Mare. În Rusia, în rusă se păstrează o expresie acum mai puțin folosită, că a fugit ca suedezul la Poltava. Și pentru că sunt bătuți atât de la sud, nu mai reușesc să se întoarcă către Suedia și fug înspre Imperiul Otoman. Adică fug mai la sud, în zona Benderului, adică zona de astăzi din Ucraina, propriu-zis unde era raia turcească, și unde devin vreme de niște ani buni locatarii sultanului. Stând pe cheltuia la sultană, că la un moment dat era exasperat sultanul Ahmed al III-lea, că îi tot plătește pe ăștia și că nu mai pleacă, ei de fapt trăgând sfori ca să-i convingă pe turci să intre în război împotriva Rusiei, ceea ce s-a și întâmplat în treaba cu Dimitrie Cantemir. Ulterior, așa că un amănunt interesant, dacă am mers la Ikea și am mâncat chifteluțe suedeze, sunt de fapt inspirație otomană, aia nu, cuvântul chiftea, căfte, e turcesc. De aici au luat-o, din momentul în care pe cheltuiala sultanului au servit minunata bucătărie otomană. Și se pare că inițial, pe baza turnului, erau înfățișați doi soldați suedezi în uniforme specifice epocii, pe care ulterior turcii au cerut să fie scoși, că ei nu erau soldați turci, propriu-zici.
Cum am spus, turnul a rezistat în forma lui integrală până la 1802, când cutremurul i-a dărâmat partea de sus, dar tot rămânea un monument semnificativ și s-a păstrat până la 1888, când primarul Pache Protopopescu a demarat lucrările de trasarea celor două axe, nord-sud, cea pe care ne aflăm noi acum, și est-vest, cea care se intersectează la universitate. Turnul, ne dăm limpede seama, stătea fix în mijlocul drumului respectiv, deși mai multe personalități academice și culturale ale epocii au făcut inclusiv o publicație care a apărut în trei numere, Turnul Colței, în care justificau, începea să se creeze ideea de monument istoric și atunci și ideea de prezervare a unor asemenea construcții, au argumentat în favoarea menținerii Turnului Colței și găsirii unei soluții cumva ocolitoare. Nu s-a reușit, din păcate, să se păstreze această construcție și a fost demolat la anul 1888, o perioadă îndelungată până în perioada comunistă, măcar vechiului perimetru era dat de o serie de borduri cu alb, care arătau unde se găsise temelia acestui turn. Mai mult, niște scavări făcute în perioada comunistă au descoperit vreo două oale cu bandă aur. Era singura formă de depozit bancar pe care o puteai face pe vremea turcilor și de multe ori depozitarul nu mai apuca să-și scoată depozitul. Exista, tot că suntem în perioada Crăciunului, se spune că în seara de Crăciun, în seara de ajun, s-a aprins focuri deasupra comorilor și că în felul ăsta poți să descoperi pe unde este aurul îngropat, că este o flăcăruie violet cu tare, dar există și niște mici pericole, deci mai bine lasă. Așa. Ceea ce s-a mai păstrat ca elemente decorative din Turnul Colței a fost integrat în, mai ales în pridvorul bisericii de la Colțea, că dacă intrăm în pridvor și ne-am uitat mai îndeaproape, o să vedem că apar niște grifoni, niște ființe de-astea mitologice care nu prea au ce face cu decorația bisericească. Propriu-zis, asta se datorează faptului că din elementele Turnului Colței au fost integrate în biserică, ca astfel să mai poată fi păstrate până astăzi. Și cum spuneam, spitalul, clădirea fiind de sfârșit de secol XIX, început de secol XX, că este iarăși emblematică pentru domnia lui Carol I, dar spitalul în sine este primul spital din România, în adevăratul sens al cuvântului, ctitoria spătarului Mihail Cantacuzino, care în felul acesta face în cele din urmă tranziția de la bolnițele mănăstirilor, unde existau oameni cu anumite cunoștințe medicale, dar în mare parte deprindeai de Doamne ajută, poate scap, așa, la o idee modernă de spital. Treptat, mai multe familii boierești române, Ghiculești la Pantelimon, mavrogheni cu filantropia, au fondat astfel de spitale, bun, plus brâncovenii. Și în felul acesta s-a creat eforia spitalelor civile, un soi de prim minister al sănătății în România, cea care, având între membrii, bineînțeles, descendenții familiilor boierești care fondaseră spitalele respective, se ocupa de administrarea principalelor spitale din capitală. Și tot de la Colțea pornește și învățământul medical în România, pentru că aici fondează în 1842 Nicolae Crețulescu școala de chirurgie mică, care precede reformele pe care le face ulterior doctorul Carol Davila. O să mergem înapoi spre Strada Doamnei, ca să terminăm și tronsonul 2 al străzii și după aceea probabil că o să o luăm în jos către Curtea Veche. Colțul străzii Doamnei cu bulevardul Brătianu s-ar fi găsit în perioada interbelică prăvăliile unui anume Ludwig Gold, deci clar român neauș, așa, unul dintre marii comercianți de altă dată, demolate de asemenea în... Crăciun fericit, mulțumim asemenea. Demolate de asemenea în perioada comunistă și fiind construit blocul de astăzi, asta fiind o zonă în prezent destul de populată de anticari. Anticarii au o istorie destul de veche în București, li se mai spunea cărturari în perioada interbelică și tot atunci au o inițiativă legată de faptul că nu li se dăduse și lor un spațiu public și erau nevoiți să stea cu tarabele, cu ce, unde țineau ei cărțile, în niște condiții atmosferice destul de precare, mai ales în perioada asta. Îți imaginezi ce înseamnă faptul că nici nu te miști, înțepenești acolo la colț de stradă cu cărțile lângă tine. Fac o cerere, sunt și băieți deștepți, să orientează cui să-i ceară, îi cer lui Iorga. Iorga, care era unul dintre cei mai buni clienți
al anticarilor bucureșteni din perioada aia, să li se dea și lor un pavilion și li se dă probabil că în turul următor o să ajungem acolo, că este dincolo de Calea Victoriei, pe partea cealaltă, locul unde a funcționat acest pavilion al anticarilor, dar din păcate au o înțelegere destul de ciudată cu primăria. O să discutăm mai multe data viitoare când vom merge. Ne întoarcem pe strada Doamnei. Iarăși, din păcate, văd una dintre zonele care au rămas un pic în afara ariei circulate, să spunem, din centru vechi, și mai ales aici, pe dreapta, avem mai multe case negustorești și case de raport, care, deși conservă foarte bine arhitectura de secolul XIX, sunt într-un stadiu foarte avansat de degradare. Și, din păcate, este o moștenire care, la primul cutremur, se va pierde, dacă nu se iau măsuri. În schimb, dacă am fi mers aici acum mai bine de 200 de ani, am fi intrat deja în perimetrul unui alt han bucureștean, respectiv hanul Sfântul Ilie, hanul Colții. Mănăstirea de la Colțea, a cărui istorie e una destul de îndelungată și a fost una dintre mănăstirile mari bucureștene de altă dată, deținea, pentru a se putea întreține, și un han. Acum, ca o paranteză, un egumen de la Colțea, al cărui nume îmi scapă, este cel care stă la originea sosirii în țara familiei Belu, pentru că o soră de-a lui s-a căsătorit cu un membru al familiei și aici este prima ancoră pe care o trag în țările române. Atenție să încercăm să rămânem în poziție verticală. Pe care și-o trag în țările române, reprezentanțe acestei familii. Bun, deci aici ne-am fi aflat în perimetru hanului Sfântul Ilie, hanul Colții, evident dispărut între timp, dar multă lume credea că hanul s-a ridicat în prejurul bisericii cu același nume, de fapt e invers. Biserica a fost ridicată pentru nevoile hanului, deci hanurile astea la un moment dat formau niște mici comunități de sine stătătoare și cei care, locatarii, se poate vedea biserica turla aici, cel puțin de aici, pentru că este pusă, plasată într-o curte interioară. Cei care locuiau, cum spuneam, aproape semi-permanent hanul, aveau nevoie și de un locaj pentru trebuințele lor religioase. Și asta a rămas, prin tradiție, Biserica Bulgarilor din București. Era locul unde trăgeau cu precădere negustorii din regiunea Bulgariei, în momentul în care veneau la București. Ea, în forma ei actuală, este opera negustorului bulgar cu un nume destul de turcesc, Lazar Calenderoglu. Particula sufixul ăsta de oglu în turcesc, în turcește, este echivalentul Escu în limba română, deci este fiul lui. Acest Lazar Calenderoglu este tatăl, el și-a românizat numele, lui Iancu Calinderu, doctorul Calinderu, cel care, custodele domeniilor regale de altă dată în București, cel care este, de, între altele, și executorul testamentar al averii familiei Otetelișanu și cel care donează spațiul Academiei Române. E bine, acesta s-a ocupat de înzestrarea bisericii și după dispariția hanului, biserica a fost dată o perioadă comunității bulgare. E un lucru despre care, din păcate, am văzut că se știu foarte puțin asta și n-ar strica să mai facem niște investigații, că noi nu știm mare brânză despre vecinii noștri de la sud. Adică și faptul că Bucureștiul și spațiul românesc a fost unul vital pentru asigurarea independenței Bulgariei. Bulgarii au stat aproape 500 de ani sub dominație turcească și începuturile independenței Bulgariei se pun în mare parte la București prin prezența cetnicilor bulgari, echivalentul pașoptiștilor de la noi, Hristo Botev, dar și alții, frații Gheorghev și alții mai puțin cunoscuți, sau activează la București și, pe urmă, prin intervenția armatelor române în războiul de independență al nostru, se eliberează în parte Bulgaria, că de asta există și o stradă în centru, pe care o să ajungem imediat pe ea, strada Smârdan, care aduce aminte, deși ea se numea înainte, tot după o minoritate, era ulița Nemțească mai înainte. Deci aducea aminte că acolo erau locuințe ale negustorilor germani la București. Și totodată, iată, au avut o biserică bulgară care le-a fost redată în perioada anilor 50, după ce un gest de demnitate al Patriarhiei Române, Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor, de fapt, reface pe banii ei biserica, după care o predă Patriarhiei Bulgare. Totodată,
în momentul în care Biserica Bulgară a vrut să-și declare autocefalia, deci independența față de Patriarhia de Constantinopol, pentru că era încă în Imperiul Otoman, Patriarhia de Constantinopol s-a opus. A spus, noi suntem aici autoritatea supremă, nu aveți voie să fiți independenți, și a rămas o schismă. Prin schismă se înțelege, în principiu, așa formal, nu este pomenit conducătorul bisericii în biserica cealaltă. Adică în momentul în care Patriarhul de la Constantinopol pomenea conducătorii bisericii ortodoxe, nu-l pomenea pe cel al Bulgariei și viceversa. Lucrul ăsta reușește să fie aplanat în anii 20, în mare parte, prin intervenția și medierea Patriarhului României, a lui Miron Cristea. El este cel care reușește să aplaneze această schismă bulgară. Deci în felul ăsta vedem că între români și bulgari au existat și relații amicale, dacă sărim peste episodul altfel de nefast al celui de-al doilea război balcanic din 1913, când le luăm un pic cu Anasâna cadrilaterul. În prezent, clădirea din față, care una din puținele clădiri restaurate din perimetrul ăsta, aparține Arhiepiscopiei Bucureștilor, se vede că are Agenția de Turism a Patriarhiei la parter. Și, din fericire, aici vedem un stil destul de eclectic de arhitectură cu niște elemente orientale, dacă vedem la încadramentele ferestrelor. Dar altfel foarte estetic și, cum spuneam, e una din puținele clădiri renovate. În schimb, cea din partea dreaptă, aici se văd că sunt în mare parte locuințe de negustori care încearcă, exista o întreagă industrie a ipsosarilor și teracotarilor în București de altă dată, care realizau aceste decorații ce împodobeau fațadele clădirilor. Și vedem, iată, tiparul clasic de casă negustorească cu spațiu de prăvălie la parter și spațiu de locuit la etaj. Acum, fiind undeva în extremitatea centrului vechi, ăsta a dispus de mai mult spațiu la fațadă, s-a putut extinde ceva mai bine. Pe partea dreaptă avem actualul sediu al Universității Spiru Haret. Și o să facem acum stânga către prelungirea străzii Șelari, către pasajul de la Șelari. Iată, acum ajungem pe una dintre primele străzi care poartă denumirea unei bresle de meșteșugari. Șelari erau cei care se ocupau cu confecționarea harnașamentelor din piele. Erau destul de variați la momentul respectiv. Există un termen mai arhaic pentru o breaslă conexă, cea a săhăidăcarilor. Săhăidaicele erau la origine tolbele de săgeți, tolbele pentru arcul de săgeți, arcul cu săgeți. Ulterior, bineînțeles, odată ce ăsta iese de la modă, ăștia se reprofilează și devin legători de cărți, cei care copertau cărțile în piele. Dar șelarii, să spunem că sunt breazla centrală în ceea ce privește industria pielăriei din București. Se observă că vreme de sute de ani, bun, sute de ani e mult spus, dar în Anglia vorbim deja de la sfârșitul secolului XVIII de dezvoltarea epocii industriale. E bine, București, în schimb, rămâne mai încăpățânat la capitolul ăsta și nu dezvoltă industrie grea până la sfârșitul secolului al XIX-lea. Majoritatea noastră bucureștine fiind industrie ușoare, adică fie industrie de consum, fie industrie de textile și pielărit. Și una dintre reprezentantele acestea era breazla Șelarilor, care dă și numele bisericii pe care o vedem pe partea stângă, Biserica Sfântul Nicolae Șelari, deși, culmea, breazla Șelarilor n-a fost niciodată însărcinată cu administrarea acestei biserici, care s-a aflat în sarcina breslei Bumbăcarilor și Lumânărarilor, pentru că și aceștia erau activi în zonă. Ea este ctitorită de un șerban cantacuzino de altul decât domnul, un alt membru al familiei cantacuzino pe care l-a chemat șerban. Nu are o istorie, să spunem, tumultoasă. Avea inițial, asemenea majorității bisericilor bucureștene, un ansamblu de chilii care mergea jur împrejur. Se mai pot vedea pe stânga, evident că și asta într-o formă modificată, dar cele din colțul din stânga, spate. Dar de istoria bisericii ăsteia se leagă unul dintre evenimentele importante altădată pentru cultura românească și pentru instituțiile de învățământ din București. La începutul secolului XIX, mai exact în timpul domniei lui Ioan Caragea, vine la București un grec de la Constantinopol. Bine, numele lui arată de unde era de fapt original, îl cheamă Petru Efesiu. Deci e originar din Efes, din Asia Mică. Majoritatea astăzi, foarte greu să explici lucrul ăsta, pentru că privește muzica bisericească. Muzica bisericească până în prezent, hai să ne mai în spate să nu vină vreo mașină, nu se cântă pe portativ. Ea nu are note în formatul clasic, ci are niște semne numite neume. Dacă te uiți la ele, seamănă cu o scriere arabă.
cumva neume, care sunt semne urcătoare sau coborâtoare. Deci ăla spune că urci sau cobori, semne timporale care îți dau rapiditatea. Mă rog, e un întreg sistem cu o tradiție de niște secole bune, moștenit din Orient. Este muzica pe care se cântă până în prezent în spațiu ortodox, în biserică. Ei bine, muzica asta s-a complicat foarte mult de-a lungul timpului și ajunsese la începutul secolului XIX să fie aproape imposibil de deprins de către noi învățăcei din cauza sistemului ăsta foarte complex. Drept urmare, niște reprezentanți ai Patriarhiei de Constantinopol, Hurmus Hartofilax, Hrisandă Maditos Karamanlis și Grigorie Protopsaltu, fac o mare reformă a muzicii psaltice și simplifică foarte mult structura asta de semne. După care încearcă să-și propage reforma în întregul mediu ortodox. Unul dintre adepții lor este acest Petru Efesiu, care vine la București în timpul lui Caragea și primește acordul Domnului să deschidă o școală de muzică psaltică în incinta Bisericii Sfântul Nicolae de la Șelari. Deci ăsta este un alt fapt bun pe care îl face Ioan Caragea pentru cultura românească. Printre absolvenții, mă rog, elevii școlii de la Șelar, se numără personalități cum ar fi Macarie Ieromonahu. Macarie Ieromonahu este unul dintre cei mai mari compozitori de muzică psaltică români, Anton Pan. Anton Pan, care deja fiind matur, având 30 de ani, vine și el să învețe la, să deprindă noua metodă la această școală și ulterior devine unul dintre marii noștri compozitori, culegători de folclor și scriitori din perioada secolului XIX. Deci, tehnic, din muzichia pe care Anton Pan a învățat-o inclusiv aici, s-a făcut inclusiv melodia pentru imnul național. Pentru că Deșteaptă-te române, inițial schema din sânul Maicii mele, este din punct de vedere muzical compoziția lui Anton Pan. Deci are legătură. Așa, și tot de aici s-a creat și o întreagă școală de lăutari. Un alt absolvent al școlii, Costache Chiosea, este maestrul lui Nicolae Alexandrescu, cântărețul de inimă albastră a lui Grigore Ghica, al patrulea. Am vorbit de el în turul trecut, care atât de mult i-a plăcut domnitorului, că ăsta l-a boierit, l-a făcut cafe Gibașa, marele responsabil cafeaua domnească, și a dat o familie boierească exact așa numită, Alexandrescu Cafe Gibașa. Deci iată cum pleacă o linie istorică. E bine, pe lângă școala propriu-zisă, Petru Efesiu mai are o inițiativă care marchează o premieră mondială în locul ăsta. Deci aici stăm în locul unde a apărut pentru prima oară ceva în lume, respectiv. Observă că le e foarte greu învățăceilor să studieze pentru că erau nevoie să-și copieze manuscrisele. Și drept urmare, era foarte ușor, mai ales că vorbiți de notația muzicală, să strecoră o greșeală pe acolo și să nu se mai înțeleagă. Și drept urmare, să gândește el că ar fi mult mai profitabil să tipărească toate lucrurile astea. Și reușește cu sprijin din partea mai multor boieri români să strângă fondurile necesare ca să realizeze o tipografie cu caractere psaltice. Deci automat era o treabă destul de complicată, că n-aveai text numai, aveai și notație muzicală. Reușește să pună la punct tipografia și aici tipărește nouă anastasimatar și doxastarul pe scurt. Sunt două culegeri de cântări bisericești. Sunt primele două tipărituri psaltice din istoria lumii. Altele mai vechi nu se cunosc. Deci aici sunt tipărite primele două cărți de muzică psaltică din lume, datorită activității acestui Petru Manuil Efesiu. Din păcate, activitatea școlii este întreruptă și nu se mai rea după, în urma revoluției lui Tudor Vladimirescu în 1821 și ulterior bietul Efesiu moare sărac și lipsit la București, aproape 20 de ani mai târziu, am mai supraviețuit o vreme destul de îndelungată, dar în felul ăsta, deci, pune bazele unei școli de muzichie care a influențat cultura română până la începutul secolului 20 și totodată realizează această premieră care, deși e o treabă de nișă, că nu e chiar cunoscută de către toată lumea, nu înseamnă că e mai puțin importantă.